Ca noastre, cu ușor de nebunit. Așa! Seara! Ce faci, băi, Napoleoane, acolo? Ia uite să bărbirești cu ea și mă enervează toți ăștia. Ha? Ce ziceți, domnul Garcia? Vă place casa? Mă enervează, băi. Mă enervează. Păi... ușa e blocată. Am tras de ea de mi-a sărit cucul de la șapcă și nimic. Păi, domne, trebuie să împingeți, să deschide în exterior. Păi, normal că în exterior, ce am zis? Dar nu-s prost. Normal, uite. Domnul Garcia, trebuie să apăsați pe clanță, altfel nu se deschide. Tu nu vezi, bă, că nu e nicio clanță. În partea cealaltă, în dreapta dumneavoastră. Și dacă împing, nu cade ușa cu tot. Nu cade, domnule, că e prinsă în balamale. Așa, mă, malabale de le. Balamale. Balamale, balasoale, fetitele segale. Mă enervează, băi, s-o zidești, că mă enervează. Pune-mi un tablou, că ocupă mai puțin spate. Cum să zidesc cu ușa, domnule? Păi și dumneata, cum mai intri? Ce prost ești, băi, ai pus botul, băi. Păi nu sunt, băi, deja înăuntru. Bun, dar cum mai ieși dacă o zidesc? Ești pe fereastră. Păi ce, băi, ăsta mantul, nevastă mea, să ies pe fereastră, băi? Păi am și zis de 1000 de ori, băi, ieși, băi, dracu, pe ușă, nu pe fereastră, că murdărești perdelele, băi. Mă scuzați, soția noastră are amant? E, păi de-aia? Cum, păi de-aia? Păi dar n-a vrut pisic, câine n-a vrut că-i rodea pantofi, i-am luat amant. Nu face gălăgie, nu face mizerie și l-am trecut și la întreținere, știi? Și îți convine situația asta, dumneata plecat la servicii, în misiune și soția cu amantul acasă? Da, i-am dat o ocupație. Așa, cine știe, poate intra la idei și atent, să se ducea la bărbat să mă înșela. Nu, mă... Dânsul e maestru Gică. O să trăiți, domn inginer! Noroc, băi, Gică! Nu tu, băi, plutoniere! Domn inginer! Bă, stai, băi, stai așa, băi, găletarule! Adică, mie de ce nu zici domn inginer? Păi ce, domne, aveți dumneavoastră facultate? Ce mare lucru cu asta, mă, și ce dacă m-a ajuns, domne, să fac și o facultate să-mi zică și mie Gică, domn inginer? Ha? Păi ai dumneata timp de facultate? Astăzi nu, dar mâine între 10 și 12. Stai, domnule, puțin, cum să faci facultatea în 2 ore, ești nebun? Dar cât? În 5 ani se face. Du-te, bă, de aceea, adică nu faci în 5 ani generala, care e ușoară, dar rămite facultatea. Nu-i pe... Auzi, dumneata, nu, așa, câte clase ai? Tu ce te uiți, mă, la mine? Ce te uiți la mine? Tu câte clase ai, a? 10 să trăiți. 10 clase? Ei, cu cât are Gică, cu cât am eu, facem de un liceu. Auzi, spune-mi dacă te deranjează ceva la casa asta. Eu asta, da, treaba cu școala, nu mă interesa. Dar îți convine cum m-am făcut aici, baia? Îți convine? Baia? Mă enervează! Cum, domnule, poate te enervează, domnule? Tot mă enervează. Mă enervează baia, care e WC-ul ăla, e prea mare, bă, băiat. Și e înfundat. Am făcut în el 3 săptămâni, nu știu cum să-l golesc acum. Cum să fie, domne, înfundat, domne? E fundat și e mare, mă. Are 2 metri și are scurgerea aia de atât. Domne, aia e cada de baie, nu e WC-ul, domne. Să nu mai faci în cadă. Bine, nu mai. Dar să pui niște balustrade, că de 2 ore am căzut și pe spate. Dom'le, nu mai face în cadă, acolo te bagi să faci duș pe corp, să te speli în cadă aia. Du-te, bă, să te speli tu cu ce e acolo, bă, ce de aia. Chiuveta, îți convine? Mă enervează! Stai, domne, cum să te enervezi, ce e, e prea scundă. E de atâta e. Și când apuc să dau drumul la apă, până să beau eu, să scurge toate. Da, mă, ce e? Păi ăla e WC-ul, nu-i chiuveta, ăla e WC-ul care trage așa. Chiuveta e aia unde are oglindă în față, robinete, are țava aia așa. Aia e chiuveta. Mă enervează! Păi ce mai are, domne, chiuveta? E prea mic. Nu mi-i capi decât fundul când vreau să fac duș. Păi faci duș în chiuvete, domne. Ce naiba, domne, toate le-ai încurcat, domne? Toate. Mă rog, de barau, ați convine? Băi,
îmi convine. Ce bă, mie să-mi convine, infractorului să-l convine. Ce infractor? Infractorul pe care îl țin în debara. Ți un infractor în debara? Păi cum să nu, mă, că mai iau de lucru și pentru acasă, nu? Vrei să pierd din antrenament? Ce? Păi dumneata aduci infractorul acasă, îl țin de baraj și îl bați acasă. Păi, orică-l bat la secție, orică-l bat acasă, nu-i același lucru. Dar așa măcar aceea are condiții, măcar să uită pe Discovery în timp ce-l captez. Mai vine și mie vreun musafir, mă mai plictisesc eu, le mai dau lor, luați-mă și băteți-l și voi. Tot poliția, 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 s-o fi plictisă și omul, tu nu crezi așa. Păi cum să bați, domnule, omul acasă? Domnul inginer! Da, ce, că ce? Domnul inginer! Nu, mă duc să duc să lipesc faianța în baie. Stai, bă, stai, bă, așa. Ce faci, domne? De ce mă spui? Ți-am dat material să ai cu ce lipi faianța, bă. Domne, mă duc să fac mortar. Băi, să eu te-am trimis aici, băi, aici în vii și lucrezi, bă, nu te joci pe computer, băi. La ce computer, domne? Păi ce, adică eu nu știu ce ăla e joc pe computer, ăla mortar combat. Lasă-l, domnule Pace, du-te, Gică, du-te și fă-ți treaba în baie. După aia să închizi ușa, bă, că miroasă în toată casa, bă. Ce să miroasă, domnule? Treaba din baie, nu se face ce. Nu, domne, să lipească faianța pe pereți, la baie. Pe pereți, da, la baie. Ce culoare doriți faianța? Maru, ca să fac economie de hârtie igienică. Eu mă gândeam că un albastru ar da mai bine în baie. Ce bă, dracu, bă, adică eu mănânc cerneală? Ce bă, dracu? Să știți că am terminat și dormitorul mic, unde doarme copilul. Ne. Vreți să-l vedeți? Nu, că mă enervează. Păi de ce? Are fața aia de prost. Nu știu cu cine să seamănă, că măsa e deșteaptă. Nu, nu-mi dau seama. Nu, domne, zic, de dormitorul copilului, nu copilul. Dormitorul. A, dormitorul. E torul, sus, așa. E la etaj. Ne? Cum urci treptele? Asta este altă problemă. Cum urc eu treptele? Uite așa. Păi sunt grele, dă-le dreagă, au 50 de kg fiecare până sus. Până sus fac iahnie. Ce faci, mă? Iahnie. Ce iahnie, domne? Energie de aia. Ce? De-aia, mă, când îți pică moștenitorii în cizme. Hernie, domne. Păi așa, mă. Heringe de la. Heringe. Uitați, afară, se vede de aici, de pe terasă, v-am făcut o piscină. Ce? Piscină, balta aia din curte. Te duci acolo și te scalzi când ai chef. Adică eu sunt porc să mă scald în bărțe de curte, nu? Că nu, doamne! Ce... Să vezi ce capace ți-ai tu de bara de la mine. Adică eu sunt porc, nu mă pui să mă râcăși cu șoricul de perete. Nu, doamne! Când ți-e cald... N-ai și vreo rudă fierar să-mi pune belciug în ochi. Nu, nu, gata, stai liniștit, doamne. Dacă nu vreți, nu vreți. Vorbesc cu Gică, o astupă să nu cazi în groapa aia, că cine știe ce. Adică după ce că m-ai făcut porc, acum sunt și prost de dau un grop, nu? Dar nu, doamne, ziceam... Ei, hai că te învârți de-o de bara! Stai, domnule, stai că... Stai, domnule... Hai, mai zic ceva, hai! Nu mai zic. Ia. Mai zic. Am făcut... Ce ai făcut? Șemineu în living. Adică mă și înjuri, firea! Stai, doamne, că n-am...